frați și deschidem din nou cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 2, în scriptură, pagina 924, în traducerea românească. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 12. Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Ierod, Iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat, Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeei au răspuns ei că ceată ce a fost scris prin prorocul și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci roda a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc, și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuse în răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă și au văzut pruncul cu Maria, mama lui. S-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru noi în această seară. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur să fim din nou împreună în casa Domnului în această seară. Aș vrea pentru început să vă aduc salutări de la ipotești. Biserica noastră vă salută din nou cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că o sâneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin. Apoi vă aduc salutări și de dincolo de prut. Am fost în două roiani în ultima vreme, la Drochea și lângă Glodieni, la Rășcani. M-am bucurat să fiu cu frați lucrători, cu frați din comitetele bisericilor. Fratele Victor Popovici, care a fost episcop o vreme peste bisericile din Moldova, organizează întâlnirile astea și împreună avem ocazia să înviorăm prin participarea și slujirea noastră lucrarea Domnului în Basarabia. Și de acolo, frații, vă salută. Apoi a fost într-o călătorie misionară în Filipine, am construit câteva locuințe împreună cu un grup de frați. În anii trecut, soția mea l-a văzut pe Jimmy Carter construind locuințe și a zis, așa te văd eu pe tine la bătrânețe. <răzări> și Domnul a auzit-o. A fost într-adevăr mai cald decât aici, mai cald decât la noi acasă acum, dar ne-am bucurat să vedem că Dumnezeu și acolo are copiii Lui și dacă cumva nu sunteți mulțumiți cu ceea ce vă oferă phoenix măcar o săptămână mergeți în Filipine. După aceea o să vă întoarceți și o să fiți mulțumitor lui Dumnezeu toată viața. M-a bucurat să-l aud pe Cosmin în seara asta, mi se pare că mi a luat ceva timp din predică, dar nu mă las nici eu. Dar să știți că predica de bază a ținut-o el. Mi-aduc aminte că mă întâlneam de multe ori cu Mitru și ne rugam amândoi. Povesteam despre copiii noștri și Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunile, slăvit să fie Domnul. Și voi de acum aveți pentru cine să vă rugați. Nu trebuie să spun pe nume, dar noi credem că Dumnezeu poate totul și Dumnezeu poate recupera suflete pierdute. Slăvit să fie Domnul. Fraților, am venit în America după vreo trei ani în care n-am fost pentru că mi s-a născut o nepoată și îmi spunea un frate de la Chicago, a ajuns bunic american. N-am fost cetățean american, unchi americani am fost pentru că am niște nepoți născuți la și la Phoenix, dar acum sunt și bunic american. Mă bucur de o nepoată și mă rog Domnului ca după ce vom avea și lucrarea de binecuvântare să ne întoarcem din nou acasă. Am lăsat în sărbătorile astea un nou păstor la Ipotești. După 33 de ani de slujire, în aceeași zi de 12 februarie, așa cum am fost ordinat și eu, am ordinat un nou păstor pe fratele Lungu Marcel la Ipotești. L-am lăsat cu greutatea lucrării pe umeri, acum încet, încet vreau să mă trag și eu pe dreapta ca unul care merge cu o mașină mai veche, să nu blochez strada. Odată Uh, unul din ăsta avea o mașină din asta mai veche și ținea în urma lui o sumă de mașini din astea noi și de viteză. Așa mă văd uneori dacă stau să ocup locul alții. Și acum mi-am ales poziția aia și o recomand și altora, totdeauna la îndemână și niciodată în cale. Dacă va avea nevoie de ajutorul meu, am să fi gata să-i dau ajutor, dar aș vrea să-și pună planurile în aplicare, să-și facă lucrarea, Aș vrea să mă eliberez un pic, să mai merg la evangelizare, că e prima mea dragoste și să mai merg evanghelist prin alte locuri și nici cu frații din ipotești să nu mă stric. Și din cauza asta, încet, încet, ne găsim fiecare locru, locul în lucrare pentru timpul care mai rămâne pe pământul ăsta. Ne întoarcem la cuvântul Domnului. În seara aceasta, aș vrea să vorbesc despre Evanghelia oferită oamenilor înțelepți. Dimineața la Maranata am vorbit despre Evanghelia pentru oameni simpli. Altădată am intitulat-o cu Evanghelia la stână. Pentru că am vorbit despre păstorii care s-au întâlnit cu vestea bună a întrupării Domnului Iisus. Dumnezeu este acela care parcă vrea să cuprindă toată lumea și oferă Evanghelia celor mai simpli oameni, ciobenilor de la stână. Și oferă Evanghelia celor mai înțelepți dintre oameni. Când este arătată înțelepciunea lui Solomon, cuvântul Domnului spune, el era mai înțelept decât fii răsăritului. Acolo în răsărit erau niște oameni înțelepți. Erau oameni meditativi, oameni care erau adânciți în cunoștințe. Și Scriptura scoate în evidență faptul că acolo erau oameni care au atins un nivel înalt de înțelepciune. Oamenii ăștia au fost oameni care la un moment dat, au aflat că s-a întrupat Domnul Isus Hristos. Dacă am stat să căutăm explicație, poate că o găsim gândindu-ne că Dumnezeu a elenizat lumea prin Alexandru Macedon și Alexandru Macedon a fost acela care a îndemnat pe soldații lui să se căsătorească în locurile cucerite și să învețe în familiile lor limba elinică, limba greacă. Greaca de atunci era cum este engleza computerilor de astăzi, o limbă universală. Apoi unul din urmașii lui Alexandru Macedon adună 70 de împărați evrei, de înțelepți evrei și îi pune să traducă Vechiul Testament. Versiunea asta septuaginta circulă peste tot în tot imperiul ăsta lui Alexandru Macedon. Și se pare că în felul ăsta, Oamenii ăștia din răsărit, or fi fost sau nu urmașii lui Avram pe care el i-a împins spre răsărit, asta nu știm. Dar se pare că ei au luat la cunoștință cuvântul Domnului și în momentul când au urmărit astrele, steaua aceea care a apărut la un moment dat și le-a atras atenția, a fost pentru ei un semn că Isus Hristos a născut, slăvit să fie Domnul. Oamenii înțelepți, când și-au dat seama de faptul că, într-adevăr, este vremea întrupării Domnului Isus Hristos. Ei au fost aceia care n-au rămas pe loc, n-au rămas nepăsători. Ne arată Scriptura oamenii ăștia ca niște înțelepți care își dau seama că ei trebuie să se regăsească printre închinătorii Domnului Isus Hristos. Și parcă începe un lucru care se va perpetua de-a lungul veacurilor până în ziua de azi. Călătoresc des la Ierusalim și dacă mă uit odată roată, văd 50-60 de autocare. Pelerini din toată lumea vin să se închine în locul acela, în cetatea aceea. Într-un loc unde Dumnezeu de pe vremea lui Elisedec avea un altar, avea o ambasadă a cerului stabilit acolo. Avea un preot irotonisit care aducea jertfe plăcute și așteptate de Domnul. Și înțelepții vin la Ierusalim. Dacă vrei să te regăsești printre oamenii înțelepți, vei căuta să te apropii de Domnul, să te întâlnești cu Domnul și să fii printre închinătorii Domnului. Fiecare ne putem cerceta și putem aplica gândurile astea la noi și ne putem verifica în ce poziție ne aflăm. Pentru că dacă ne uităm în textul ăsta, Vom vedea aici închinători adevărați. Vom vedea aici închinători formale, rituale. Și vom vedea aici închinători fățarnici. De fapt, împotrivitori care și-au luat o mască a închinării, dar ei se află printre și Domnului Isus Hristos. M-am gândit că oamenii ăștia când au plecat în drumul ăsta către Ierusalim, o vreme i-a călăuzit steaua aceea, dar la un moment dat a intrat în ecuație rațiunea lor, înțelepciunea lor omenească și au început să judece rațional. Un împărat trebuie să se nască în capitală. Trebuie să-l găsim în palatul regal. Trebuie să ajungem la familia împărătească, la familia regală. Acolo trebuie să fie împăratul. De multe ori se întâmplă și cu noi o asemenea situație. Lăsăm deoparte semnele cerului, lăsăm deoparte învățătura scripturii și ne luăm după rațiunea noastră și după mintea noastră. Nu întotdeauna astea coincid. Și s-ar putea la un moment dat ca înțelepciunea noastră să ne ducă în altă direcție. Apostolul Pavel este cel care se confruntă cu filozofia greacă. Și dacă ai dat de -o parte din lume filozofia grecilor, ce -ar mai rămâne din filozofie? Și Pavel spune așa: filozofia este o izvodire a minții. Este realizarea unei minți omenești. Dar Pavel zice așa. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva ascultării de Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aducem orice gând la ascultarea de Hristos. Fraților, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm călăuziți și purtați de înțelepciunea Domnului nostru Isus Hristos. Amen. Au ajuns la Ierusalim, și când au ajuns la Ierusalim, cuvântul Domnului spune: Au pus întrebarea: Unde e împăratul de curând născut al ludeilor? I-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și auziți? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Vestea bună aduce bucurie oamenilor înțelepți. Și vestea bună tulbură pe oamenii neînțelepți. Amen. Merită să stai să te gândești, tu te afli printre oamenii care primesc cu bucurie Evanghelia. Pentru că, atenție, Evanghelia nu întotdeauna va fi de acord cu starea ta, cu gândirea ta, cu concepțiile tale, cu preconcepțiile tale. Uneori Evanghelia va fi ca o sabie cu două tăișuri, care taie, care spintecă, care face operația. Și uneori fără anestezie. Poate să fie o vorbire mai aspră. Ce faci atunci? O primești cu bucurie, îți dai seama că e benefică pentru tine sau te tolburi. Cuvântul Domnului ne arată păstorii de la stână au primit vestea bună cu atâta bucurie. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Care norod? Norodul celor înțelepți care vor să fie printre adevărați închinători, care îl caută pe Domnul, vor să se întâlnească cu Domnul și vor să se închine Domnului. Dar pentru cei care au interesele lor, pentru cei care stau fără grijă în Sion, să nu uităm că Ierusalimul se cheamă și Sion pentru ăștia vestea bună este o tulburare și va fi o tulburare pentru cei care la un moment dat îți deranjează de o predică care le-ar face bine dacă ar primi o unii care pleacă ca și în aman, s-a întors și a plecat plin de mânie, i s-a oferit soluția vindecării, dar nu era gata să o împlinească ne uităm aici și cuvântul Domnului ne arată că Iroda a chemat pe, înainta, pe mai mari norodului a chemat pe Oamenii bisericii am putea aplica la noi. I-a chemat pe mari preoți, pe toți mari preoți acolo, i-a chemat pe și pe fruntași, ca să afle de la ei unde trebuie să se nască Hristosul. Și cuvântul arată că fețele bisericești nu dau răspunsul de la ei, caută răspunsul în scripturi. Și în momentul când se duc la scripturi, scripturile vorbesc cu da și amin. Scripturile oferă adevărul nealterat. Sfânta Scriptură îți va da învățătura veții neamestecată. Amen. În Betleemul din idei au zis ei că iată ce a fost scris. Ăștia chiar merită să le dai diploma de doctor în teologie. Au luat testul cu brio, au luat examenul, au știut să dea răspunsul. Dar știți care e problema lor? Ăștia sunt închinătorii formali. Ritoarul poate să fie îndeplinit după tot tipicul. Tot ce este scris, tot ce trebuie făcut, tot cu tare, dar ăștia nu sunt împlinitori cu fapta. Ăștia sunt numai ascultători uituci. În momentul când oamenii ăștia spun că s-a născut Hristosul și vin de la așa mare distanță, în momentul când spun că și stelele afirmă că s-a născut Hristosul, în momentul când Sfânta Scriptură le spune că la 8 kilometri, pentru oameni obișnuiți cu drumul mersul pe jos de atunci, era un drum de o oră și ceva. Erau obișnuiți cu mersul. Iar atât de simplu să se ducă să se convingă. Câți din ei au mers? Niciunul. Preoți a rămas cu locurile lor, Ierusalim a rămas cu tulburarea lui, Ierod a rămas cu îngrijorarea lui că îl sapă cineva la, la temelia tronului. Tot ce au văzut de treabă mai departe. Cum rămâne cu tine? Cum rămâne cu mine? Ai auzit predica lui Cutare? Da, lui Cutare. Da, lui Cutare. Clasifică predicatorii, predicii, Cutare, află cât din predicile astea mai împlinim. Stau și mă gândesc că de multe ori predicile astea îți ca reclamele alea care le dă cineva la intrare într-un mol. Îți dă o foaie acolo, că este de acum o pizzerie nouă în mol. Așa, din, din politețe, nu arunci chiar pe jos. Te duci după colț și o dai în primul coș. Din politețe, îl mai felicit pe predicator la ieșire, după care te duci să-ți vezi de treaba ta. Doamne, ceva o să trebuiască să faci ca să se schimbe starea asta de lucruri. Și va fi dureros. Și ar trebui să ne pregătim și să ne așteptăm la asta. Că Dumnezeu ne iubește și nu ne poate lăsa într-o asemenea atitudine. Cuvântul Domnului ne arată și pe celălalt închinător. Închinătorul parșiv fățarnic. Îmi permit să-l numesc așa pentru că este o vulpe. Și așa l numește Domnul Isus Hristos. Atât ai de fățarnic, atât ai de viclean. Duceți-vă, cercetați cu deamănuntul, căutați, găsiți-l, dați-mi și mie de știre, să vin și eu să mă închin lui. Ăștia par să fie cei mai periculoși închinători. Ăștia se închină pentru banii noștri, se închină să se căsătorească cu fetele noastre, se închină să se căsătorească cu băieții noștri, ăștia se închină pentru ca să facă față bună, fotografie bună pentru o vreme. Au scopurile lor. Dar dacă nu-i real acolo în interior, dacă îi vulpe, e vai de ei. Și pentru noi, poate fi și vai de noi dacă nu vedem. Doamne, ajută-ne să vedem. Cuvântul Domnului este acela care vine și spune că ei, după ce au aflat răspunsul, după ce le-a spus împăratul ce era de spus, au luat și s-au dus la Betleem. Și în momentul când au luat drumul, potrivit cu ceea ce vorbea Scriptura, dintr-o dată și semnele cerului se fac vizibile. Fraților, să luăm aminte la semnele vremurilor. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Merită să ne uităm în jurul nostru și să ne gândim la vremurile pe care le trăim. Toate anunță ceva. Toate prevestesc ceva. În momentul când Israel s-a întors în țara lui, dintr-o dată am mugurit smochinul, dintr-o dată ni s-a spus ceva. În momentul când ne uităm roată și deschidem Matei 24 și deschidem Apocalipsa și ne uităm, ne dăm seama că toate condițiile tehnice sunt în lucru. Sunt cotidiene pentru viața noastră. Că se poate împlini în orice clipă ceea ce spune Scriptura despre escatologia asta viitoare. Doamne, ajută-ne să fim pregătiți. Ajută-ne să fim vegători, Ajută-ne să nu fim luați prin surprindere. Cei din lume spune Scriptura, pentru ei venirea Domnului va fi ca un hoț. Nu-l cunoști hoțul dacă nu te-a furat. Îți intră pe poartă cu gânduri de a fura. Îi ieși înainte, îți spune o întrebare, știe să te ia cu vorba și în hoțul neprins e negustor cinstit, spune vorba românească. Dar dacă vine hoțul și își face lucrarea lui după ce vezi paguba, după ce vezi că s-au dus banii, s-au dus cu tare, s-au cu tare, spui, hoțul deja a trecut așa va fi pentru cei care nu vechează. Dar pentru voi trebuie să fie altfel, spune Scriptura. Vegheați și Doamne ajută-ne să vegheam. Amen. Au ajuns la Betlehem. Și aici la Betlehem îi vedem pe închinătorii adevărați, într-o închinare adevărată. Așteptăm sărbătorile astea, Așteptăm nașterea Domnului. Vrem să-i aducem închinare celui care a hotărât să lase cerul pentru noi. Merită să ne gândim cum o facem. Și se cuvine să o facem cum trebuie. Numai când jertfa împlinea toate condițiile arătate după lege, focul se cobora pe jertfă. Altfel, rămânea o ceremonie goală. Domnul Isus se uită la o asemenea ceremonie și în ziua cea mare a praznicului, dându-și seama că ceremonia aia nu produce nimic în interiorul celor prezenți, strică ceremonia, Strigă cu voce tare, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Îi vedea pe oamenii ăia că se întorceau acasă după spectacolul la ieftin, fără nicio schimbare, fără să-și adapte sufletul cu adevărat fără să aducă jertfă așa cum se cuvine și fără să capete confirmarea și binecuvântarea de la Domnul. Doamne, ai el. Dar uitați-vă la ei. Au intrat în casă. Au văzut pruncul cu Maria, mama lui. Când citim cuvintele astea, dintr-o dată ne imaginăm Icoanaia, aia. Devenit atâta de populară, mai ales într-o cultură ca a noastră, ortodoxi sau catolici, Maica cu pruncul. Am mers în India și am intrat într-un locaș în care se spunea că Buddha acolo a început să predice predicile lui. Știți ce imagine era acolo? Maica cu pruncul. Și poate dacă aș vizita și alte religii, aș găsi imaginea aia. A devenit atât de populară încât s-au gândit în sincretismul lor, în amestecarea lucrurilor. În vremi S-au gândit creștinii, domnule, să luăm asta și să o folosim și la noi. Mai ca cu pruncul. Dar auziți ce urmează în continuare. S-au aruncat cu fața la pământ și ei s-au închinat. E un mari aici. Nu li s-au închinat. Ei s-au închinat. Cred că am mai spus și altă dată la Phoenix. Cornelescu, când a tradus Biblia, slujea ca preot ortodox într-o biserică acolo, lângă Botoșani. Când am intrat în biserica aia să vizitez acolo un bătrân care slujise de pe vremea lui Cornelescu. Un bătrân înaintat în vârstă. A deschis ușa bisericii, a intrat, s-a întors imediat către dreapta și a făcut semnul cruce în fața icoanei Maica cu pruncu. Iar a pusă icoana acolo de pe vremea lui Cornelescu. Cred că a învățat lucrul ăsta de la preotul lui, că ei doi intrai primii, intrau primii să deschidă acolo. Așa de ușor îi s-ar fi putut duce mâna lui Cornelescu să scrie s-au aruncat cu fața la pământ și li s-au închinat. Ieri, la Las Vegas, la o evangelizare acolo, un prieten de lume spunea, de ce nu este cinstită, de ce nu este pomenită mama Domnului Iisus, maica Domnului Iisus la voi? A intrat în obișnuința asta să te închini la imaginea aia, să-i vezi pe amândoi. Dacă gândești rațional, mama asta era în toată firea era matură de acum, putea să primească închinarea, putea să înțeleagă ce se întâmplă. Ce să înțeleagă un copilaj de doi ani? Gândind așa rețional, ai fi putut spune, domnule, mă pun bine cu mama lui? Să intervină ea în favoarea noastră și să spună, uite, au venit oamenii ăia când erai tu mic. <coughs> Ține cont de faptul că au fost primii care au venit de departe. Ei și păstori au fost ei care au venit să se închine înaintea ta nu Scriptura spune altceva. Ei s-au închinat. Duhul lui Dumnezeu a avut grijă de sufletul tău, de sufletul meu și de sufletul lui Cornelescu. Și a dat atenție. Ai grijă ce scrii. Tradiția spune că bătrânul Simeon, ați ajuns la cântarea lui? Bătrânul Simeon ar fi trăit peste 200 de ani că el ar fi fost unul din 6-70 care au trădut septuaginta. Că în momentul când el a văzut fecioara va rămâne însărcinată, el a scris, femeia va rămâne însărcinată. Și a doua zi acolo era șters. Și iar a scris. Și când a scris a treia oară, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, n-am să te las să mori, până n să vezi că fecioara va rămâne însărcinată. Și acum a spune, când el s-a spus acolo, Doamne, de acum am de în pace, era sătul de viață. Și de acum era dispus să treacă dincolo, să lase Dumnezeu să moară. Asta spune tradiția. Uitați-vă la cei de aici. Ei se închină Domnului Iisus Hristos. Și Cornelescu arată clar și nu vrea să schimbe Scriptura, să facă și el poate greșeala care a făcut-o Simeon. El scrie, ei s-au închinat. În seara aceasta, dacă ai înțelege că nimeni altul nu este mântuire decât în Isus Hristos, a înțelege ce trebuie din Scriptură. Este unicul mântuitor. El este catedrala mântuirii neamului nostru. Nu mai trebuie să construim alta. Dar n-au înțeles românii lucrul ăsta. Ei caută mântuirea în altă parte. Și nu găsești mântuirea într-un locaș. Și nu găsești mântuirea într-o persoană din Scriptură sau din patristică, din tradiție. Mântuirea este în Hristos. El a adus harul și adevărul. Acel har care aduce mântuire pentru toți oamenii. De ce pentru toți? Că toți au nevoie de mântuire. De ce pentru toți? Ca toți să avem, să avem șanse egale. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. I s-au închinat. Mai departe. Și-au deschis visteriile și i-au adus daruri. I-au adus daruri. În mod normal ar fi trebuit să scrie aici. A dat darurile familiei sfinte. Citim despre Eleazar, că a venit cu daruri de la Avram, și-a dat darul lui Rebecca, și-a dat darul lui Laban, și-a dat darul mamei, și la toată familia le-a dat daruri. Nu? Ei au luat darurile și le-au închinat Domnului Isus Hristos. Nu ne arată Scriptura că pe darurile le-a scria cine a dăruit. Nu găsim nicieri că îi chema Baltazar sau Melchior sau cum i-o fi chemat pe, pe magii ăștia. Asta spun oamenii. Dar Scriptura spune că ei i-au dat daruri. Acum am stat și m-am gândit, dacă aș fi fost în locul lor, cred că aș fi pregătit eu o lunetă din aia cu care te uiți în stele, un telescop de ala, și l-aș fi dat acolo și aș fi spus, Doamnă, când va crește copilul ăsta, să-i arăți luneta asta, telescopul ăsta, și să-i spui că niște cititori în stele au venit să se închine aici. Atunci, darurile astea i-ar fi arătat pe ei. Dar aici nu e așa ceva. Mi-aduc aminte, după Revoluție, au venit frații și m-au luat de casă și m-au dus la Suceava să vorbesc acolo poporului care s-a adunase în piață în zilele următoare. Că am fost din prima zi, dar în zilele următoare. Când am ajuns acolo, am trecut printr-un coridor și toate camerele erau devastate și totul era împrăștiat în camerele alea. M-am uitat și eu ce ar fi putut să fie acolo. Și am văzut acolo niște strungulețe mici, niște freze mici de la fabrica de mașini unelte Suceava. Le-au luat și le-au făcut așa miniatură și le-au dăruit la ea de la partid. M-am dus și am văzut mobilă de la fabrica de mobilă din Suceava și fiecare întreprindere dădeau niște machete din astea, niște obiecte din astea ca cei de acolo să-și aducă aminte de ei, să mai dea ceva fonduri și la ei, sau să le înlesnească niște proiecte ceva. Toate darurile alea arătau pe cei care le-au dat. Dar aici cuvântul Domnului ne arată că darurile l-au arătat pe cel care primește darul. Vii în casa Domnului să-ți aduci și tu darul. Ești bun predicator, ești bun cântăreț, ești bun recitator, Ești un showman. În momentul când tu faci ce trebuie făcut, o faci profesional. Dar darul ăla te arată pe tine cât ești de grozav. Și nu e normal. Adevăratul dar trebuie să-l arate pe el. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. O nebunie pentru oameni. În loc să arătăm un Hristos glorificat, glorios, noi îl predicăm pe un Hristos răstignit. Pentru că acolo e măreața dragostea Lui pentru sufletele noastre. E jertfa răscumpărării noastre. E șansa mântuirii noastre. Darurile de aici nu îi arată pe ei. Nu spune nimic despre înțelepciunea lor, despre ocupația lor, că citeau în stele, nu. Darurile arată pe el spune cuvântul, i-au adus daruri, aur. Aur era al regilor, al împăraților. Și Domnul Isus este împăratul împăraților. Lui merita să-i se aducă tot aurul ăsta. În al doilea rând, i-au adus, spune Scriptura, tămâie. Tămâia era folosită de preoți. Făcea parte din tot apanajul închinării de acolo. Ori Domnul Iisus este mare preot în veac. Nu după rânduiala levitică, după rânduiala lui Melisedec. Fără predecesor și fără precursor. El este mare preot în veac. I-au adus smirnă pentru că smirnă este medicament. Și Domnul Iisus este medicul cel bun. Prin ranele lui noi suntem tămăduiți, suntem vindecați. Darurile astea îl arată pe el, arată cine este el, calitățile lui. Mai mult decât atât. Ne uităm în Sfânta Scriptură și îl vedem pe bătrânul Barzilai, când era hăituit și fugărit David de fiul lui Absalom, Barzilai zice, oamenii ăștia au trecut pustiu, trebuie să fie obosiți, le-a dat acolo paturi pentru odihnă. Trebuie să fie însetați, le-a dus apă, le-a dus de băut, trebuie să fie flămânzi, le-a dus de mâncat. A dat darurile de care oamenii aveau nevoie. De multe ori venim la biserică, de multe ori slujim și dăm poporului ceea ce nu are nevoie popor. Dar darurile pe care le-au dus oamenii ăștia închinători înțelepți erau daruri cu adevărat necesare. Peste câteva zile, Iosif va fi înștiințat de Domnul că trebuie să fugă din Betleem în Egipt. Cu ce să se descurce teslarul ăsta, tâmplarul ăsta, sărac de aici, în călătoria asta lungă și într-un oraș străin unde trebuie să ia viața de la capăt pentru mai mulți ani? Avea nevoie de aur. Or, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că oamenii ăștia au avut călăuzire de sus de la Domnul să plătească prețul călătoriei, când mergi pe drumul împăratului, împăratul are grijă de tine. El plătește călătoria. Slăvit să fie Domnul. Și Domnul a avut grijă ca familia asta să aibă cele necesare. Apoi, vor fugi în Egipt, vor fugi pe drum. Nu peste tot se găsește tămâie. Dar oamenii ăștia în fiecare zi vor aduce închinare înaintea lui Dumnezeu. Fiul meu crește într-o familie de adevărați închinători. E nevoie de tămâie. Le-au dat tămâie. Dar nu numai atât. Copilașul ăsta de 2 ani va călători pe un drum lung și pe o vreme toridă cum e vremea aia din Pustia Sinaiului. Și în asemenea copilaș, într-o asemenea călătorie se opărește. Mamele știu lucrul ăsta. Nu mai găsești pudraia Johnson Johnson sau cum se cheamă pudraia. E nevoie de medicamente. Ei smirna asta tocmai la așa ceva putea fi folosită ca un medicament, ca acest copilaș, să nu se opărească în călătoria asta. Vedeți aici și un Dumnezeu al providenței? Știa că fiul lui a fost gata să se ofere voluntar și spune, Doamne, n-ai mai primit nici jertfe, nici prinoase, mi-ai pregătit un trup. Dar trupul ăsta e slab, e vulnerabil, îl poate omori rot ca pe nimica. L-a luat și l-a trimis în Egipt. Poate să se opărească pe drum, nu, am să-i trimis smirnă, să aibă medicament și să poată să facă călătoria în condiții bune. Există un Dumnezeu care ne poartă de grijă. A purtat de grijă înțelepților să nu-i atace tâlharii pe drum și să le ia aurul. Și a purtat de grijă copilașului să călătorească prin căldura aia, prin așița aia și să nu se opărească pe drum a purtat de grijă poporului Israel și le-a crescut călțăminte în picioare și hainele pe ei. Și 40 de ani n-au dus lipsă de nimic. Avem un Dumnezeu care închinătorilor adevărați le va purta de grijă permanent. Și fraților, cuvântul Domnului spune că închinătorii adevărați se întorc de la întâlnirea cu Domnul, plin de bucurie și slăvind pe Domnul. Uitați-vă la păstori. Închinători adevărat se întorc de la întâlnirea cu Domnul pe un alt drum. Se întorc cu oameni schimbați. Cu ce te-ai schimbat tu după atâtea predici, după atâtea servicii divine, după atâtea duminici, după atâtea sărbători? Cu ce te-ai schimbat? Noi, spune Scriptura, suntem schimbați din slavă în slavă în același chip cu a Lui. Modelează în caracterul nostru puterea cuvântului și puterea Duhului să ne dea chipul iubit al Domnului Isus Hristos. Ești tu printre închinători adevărați. Pentru asta vin sărbătorile, nu pentru altceva. Probabil că ați auzit povestea aia cu copilul pe care familia l-a luat și l-a dus la biserică să-l boteze după tradiție. Apoi s-au întors de acolo repede acasă să aibă cu măria acolo acasă și sărbătoarea. Și mama a fugit repede, că de acum era la bucătărie și a lăsat copilul pe pat și a plecat să pregătească. Și au venit oaspeții mai mulți sau mai puțini beți și unul din ei a luat haina și a aruncat-o neatent peste copil și a venit altul și s-a făcut acolo un morman de haine și au început să petreacă până s-a trezit unul. mai dar unei sărbătoritul? Și mama, fugerată de un gând, a alergat la pat, a dat deoparte hainele și a scos de acolo copilul sufocat. Au grijă magazinele, au grijă cei cu publicitatea, au grijă dușmanii cu tot felul de imagini, cu tot felul de balauri roși care să ne mănânce Crăciunul, să ne mănânce copilul care se va naște. Au grijă să sufoce pe cel care merită să fie cu adevărat sărbătorit. Noi facă bunul domn să fim printre cei care sunt închinători adevărați. Gândiți-vă, închinare, formalism sau adversitate. Noi vrem să venim la închinare. Dumnezeu așteaptă de la noi închinarea. Și facă domnul ca aceste sfinte sărbători să ne găsească ca niște oameni care într-adevăr trăiesc adventul. El așteaptă pe Domnul și aduc închinarea potrivită cu venită. Amin.